Bună, bună, dragii mei! Eu sunt Dorin și astăzi continuăm seria noastră din Farming 22, Farming Simulator 22, dragii mei, astăzi avem un alt episod, așadar, și unul cu câteva informații pe care vreau să le împărtășesc împreună cu voi. Prin urmare, treaba asta în felul următor, am mai achiziționat un teren și acum îl pregătim. Am tuns toată iarba și, bineînțeles, am cărat-o în propriul bunker. Da, da, am cumpărat un bunker, o să vă arăt imediat cum ajung pe capăt. Și sunt mulțumit, avem o cantitate considerabilă, ceea ce mă face să cred că vom fi milionari undeva prin octombrie. Milionar, nu știu dacă, nu chiar milionar, dar oricum pe aproape. Și asta nu poate decât să mă bucure. Am reparat tractorul pentru că avea nevoie de ceva reparații și, bineînțeles, l-am alimentat pentru a fi într-o stare cât mai bună. O să ridicăm un pic, să mai dăm o dată aici. Hai să vedem, să ridicăm plugușorul, dăm în spate. Și plugul l-am schimbat, am făcut un upgrade, am vândut ceva silage, am mai vândut ceva lemne, pentru că și aici pe terenul ăsta aveam ceva lemne, aveam ceva copaci și ne-am permis, l-am dat pe cel vechi, am luat, nu știu, undeva la 17.000 am luat pe el și, bineînțeles, s-a mai pus ceva și am luat acest plug. Într-adevăr, nu merge cu 12 km la oră, dar suntem pe aproape, adică, nu știu, normal mi-ar fi trebuit o putere de 220 de cai, ca să spun așa, dar aparent, ce nu este permis în timp ce plugul este pornit? Păi și cum e pornit? Adică, stai că nu înțeleg. Ci că e pornit. Da, n-am înțeles-o pe asta. Da, și eu am 200, merge. E destul de ok, și asta mă bucur. Așa cum spuneam, aici avem bunkerul, v-am spus că avem și noi un bunkerel și am pus, bineînțeles, și iarba și folia totodată. Suntem deja a doua zi, deci ar trebui mâine, ca să spun așa, să avem și acest silage, cantitatea asta de silage ready pentru vânzare, dar nu o să vindem pentru că prețul este mic. E undeva la, dacă nu mă înșel, ia stai să vedem, 150 și ceva sau 160 și ceva, stați așa că ne uităm imediat. 157 și e în creștere. Asta nu poate decât să mă bucure. Plus că mai avem acolo la, opa, mai avem acolo la Smile, știți voi, în bunkerul său, mai avem o cantitate considerabilă și acolo. Iar asta e foarte bine. Soia e în creștere. Aici am eliberat terenul, am schimbat un pic drumul. Vedeți că aici înainte era drumul. Practic l-am mutat pe limita de teren, adică pe hat, și acum avem terenul în această zonă, ceea ce, iarăși nu e rău deloc, pentru că în felul ăsta poate beneficia și vecinul meu, posibil vecin, pentru că în momentul ăsta nu am un vecin, de acest teren. Bun, o să mergem un pic în la lac, acolo unde noi avem hai să spunem un garaj, da, și câteva utilaje. Dar mai am o surpriză pentru voi astăzi. Avem și o mică fabricuță. O să ajungem imediat acolo și vă spun exact despre ce este vorba. Încă mai am foarte mult de arat. Pentru cei ce mă urmăresc și pe Twitch, au posibilitatea să vadă acolo pe live exact tot procedeul. Aici sintetizăm pe YouTube, facem în așa fel încât să comprimăm cât mai mult conținut și să nu plictisim lumea. Pentru că știți foarte bine, jucăm role play, dragii mei.
Bun. Ziceam că avem, hai să oprim motorul, avem câteva utilaje, cred că știți, bineînțeles, semănătoarea, știți și bătătorul, avem și un știl aici pentru spălare, spălătorie, asta e pentru pietre și, bineînțeles, asta de fertilizat. Toate acestea vi le-am prezentat în clipurile trecute, dar avem o fabricuță unde noi băgăm piatră și scoatem var. Această fabricuță poate să și vândă automat, dar poate să și facă depozit pentru a avea noi stoc. Și noi pentru asta folosim acest mod. Nu avem voie să vindem, ci doar facem stoc de var pentru noi. Să avem să nu mai cumpărăm, da? E o fabricuță interesantă. Ce cred eu că mai fiecare dintre noi ar trebui să o aibă pe fermă, pentru că, da, terenurile au piatră. Soia arată destul de bine, o să vă arăt imediat și harta. Ok. E în creștere, e în stadiu 2, dacă nu mă înșel, sau primul stadiu, ceva de genul. Oricum crește foarte greu, ia undeva prin, imediat vă spun. Opa, stați așa că intră cineva. E... Unde mă stai așa că nu știu unde văd aici? Ok, suntem în mai, ultima zi de, să spunem așa, de semănat. Sincer să fiu, sper să mă încadrez astăzi să și semăn. Sunt un pic în criză de timp. Trebuie să ar. Trebuie să strâng și piatra și, bineînțeles, trebuie să și semăn, nu mai vorbim de fertilizat și var. Sper să am timp de toate. Ok, ziceam că abia prin octombrie putem recolta, deci are 2, 4, 6, 8 zile are timp să crească. 8 zile reale, despre asta vorbim, da? E bine, e bine. Este timp. Bun, 14 sau 13 grade, mai bine zis, în momentul de față pe comunitatea noastră, în comunitatea noastră, ceea ce e chiar foarte bine. Bun, am rezolvat și chestia asta. Ce trebuie să fac acum? Ei bine, dragii mei, trebuie să ne băgăm la ceva achiziții. De asta am venit cu tractorul aici și de asta am vrut să fac un episod, pentru că vreau să vă arăt și vouă care e pasul următor. Așa că hai să trecem la creație. Și creația constă în următoarea mișcare. Dragii mei, o să mergem frumos în capătul celălalt, pentru că sere vrem să punem și serele nu putem să le punem în altă parte decât, unde credeți voi? Decât aici la deal. Da, în principiu ferma va fi în această zonă. Casa și hai să spunem garajul cu utilaje o să vedem, dar casa o să fie tot undeva pe aici, o să vedeți voi la momentul oportun. Până atunci, astăzi avem niște bănuți și trebuie să-i cheltuim, bănuți ce au rezultat din vânzarea lemnelor și, bineînțeles, din câteva drumuri cu silici. Am vândut, n-am avut ce să facem și la prețul respectiv, pentru că, ce să vezi, totuși aveam nevoie și de bani și, sincer, m-a salvat acest silici, dar am și muncit și utilajele mele nu sunt chiar de primă clasă, dar lăsăm asta la o parte. Hai să vedem cu producția, să vedem unde avem noi acele sere. Uite aici, cele mai mari costă 10.000 una. Le luăm direct pe cele mai mari, pentru că nu are rost să fac altfel. Și o să punem cele 3 sere undeva prin zona asta. Hai să vedem dacă vine treaba așa cum trebuie. Faza e că ar trebui totuși să îndrept un pic. Dacă nu mă înșel eu, că aici un pic de deal și o să am probleme. Cred că o să îndreptăm înainte de toate. Hai să facem în felul următor. Mergem până acolo. Pe jos. Pe jos hai să mergem. Pe jos că avem timp. Și vreau să... Da, și aici am câțiva copaci, nu i-am tăiat încă.
dar o să îi tai. Vreau să văd un pic cum e terenul vizual, ca să știu cum să-l nivelez, cum să-l îndrept, cum să fac să fie ok pentru a putea pune tot ce avem nevoie. Și vreau să știu unii partea mai dreaptă acestui teren ca să nu deformez prea mult. Deci, practic ar trebui să plec cu partea dreaptă de aici, din zona asta, și să mă duc încolo. Da, vedeți, colțul ăla e un pic ridicat. Cred că cam asta ar trebui să fac. O să ne dăm un pic în partea asta aici. E mai jos, într-adevăr. Sau să plecăm de aici. Nici nu știu cum să fac, sincer să fiu. Să plecăm din zona asta de la... Și după aia să îndreptăm. Totuși aici, în partea asta, nu pot să îndrept, să nivelez decât după ce... Bă, cred că o să punem serele aici. Îndreptăm după buncărul pe care noi îl avem. Mergem cu terenul. Hă? Să mergem după buncăr? Bun, hai să facem așa. Ne dăm într-o parte. Producție, sere. Cred că așa aș putea să-l pun. Nu cred că e nevoie să-l bag în spate. Totuși am nevoie și de spațiu. Nu vreau să fiu așa un pic, nu vreau să fiu strâns. Totuși vreau să am spațiu, înțelegeți? Și nici nu vreau. Ia stai așa, da. Dacă fac eu invers, uite așa ceva de genul. Să fac așa, uite așa. Fac. Și să pun serile aici. Ci eu am nevoie să intru prin spate? Nu. Și uite, pun așa. Pac, frumos, elegant. Corespunzător. Pe normal la astea, pe laterală, nu? Și pun una, două. Ia să vedem. Eu zic că merge perfect aici. Uite așa. Și punem una aici. Una. Stai așa să mă uit, totuși, să fie drepte, că mă doare coasta după aia. Cât de cât, dar totuși mă interesa și distanța dintre. Ah, ce urât e, că trebuie să vezi și distanța, știi, din partea asta la altă. Dar să zicem că ne descurcăm. Două. Și trei. Corect? Și acum ne dăm jos să vedem care e situația. Aici un pic cam... Nu e bine, o să trebuiască să lăsăm. Aici trebuie să ridicăm. Ok, așa vom face. Plecarea o să fie din această zonă. Deci înseamnă că trebuie să dăm mai jos un pic. Cam de pe aici, de pe la mijloc, ar trebui să îndreptăm terenul. Hai să vedem dacă ne descurcăm. Întoarcem. Nu e bine. Nu mă lasă. Apare, nu mă lasă aici. Nu mă lasă să cresc, uite. Vezi? Nu înțeleg de ce nu mă lasă să ridic în sus. Deci trebuie să fie drept tot. Nu e bine deloc. Asta nu e bine. Dacă dau pe demolare acum, cât îmi dă înapoi? Îmi dă ceva? Ca să fac drept? 5.000 doar? Îmi dă jumătate. What the fuck? Nu e bine. Uf, cum facem în cazul ăsta? Am cam luat țeapă. Ia.
Vedeți, aici nu mi-e... Of, nu-mi scoate. Din cauza la bunker m-am apropiat prea mult de bunker, din păcate. Dar nici aici nu crește. Din păcate, acum ies gaură cu 15.000. Țeapa secolului. Vezi că nu știam faza asta, că nu pot să ridic aici. Dacă aș fi făcut terenul dinainte, aș fi putut. Acum, din păcate, nu pot. Deci va trebui să le vindem. Aparent, am ieșit în pagubă. Asta este, nu-i nimic. Asta ca să știți și voi. Am luat eu țeapă, să nu luați și voi. Da? Deci, eu am luat, voi nu ar trebui să luați țeapă, da? Ok, hai să îndreptăm acum terenul. Ok, pierdem din silige aici. Dacă ne mai ducem aproape, nu e bine. Ah, nu e bine deloc, nu e bine, nu e bine, nu e bine, nu e bine, nu e bine. Nu e bine. Hai să îndrept. Mamă, mi-am rezolvat siligiu. Un sfert din el. Nu-i nimic, nu-i nimic. Tot rău spre bine, băieți. Nu-i problemă. Nu-i problemă de război. Da, mă claxonează, băieții. Mă claxonează băieții. Ia să vedem, mă. Facem ceva aici sau nu facem? Trebuie să îndrept aici ca să poată să-mi intre serele exact așa cum trebuie. Și până nu mă văd cu asta drept, lasă siligiu, pierdem noi cât putem să pierdem. Pierdem puțin, nu e bai. Hai să vedem și aici. Acum dăm un pic în jos. Să nivelăm. Ia să vedem, parcă totuși coboară la vale aici, nu e bine. Trebuie să fie perfect drept aici.
Ok. Rezolvăm imediat. Destul de greu. Dar nu mă așteptam să-mi pun așa probleme. Stai așa să mă dau de aici. Nu mă așteptam să-mi pună probleme. Vreau să fac cât mai drept posibil. Sau putem să vedem cât e o seră, dar nu, tot, mai dăm un pic. Ia să vedem acum. E, altceva. Altceva acum. Da, bun. Hai să vedem acum dacă intră serile aici. Sper să mai am bani de 3 sere. Da, e bine acum. O să le punem un pic mai așa. Să avem loc. Ok, aici trebuie să avem loc cu remorca și bineînțeles aici trebuie să încărcăm, nu știu cum o să facem, încărcăm sau o vindem direct, cred că o să punem să vindem direct, să nu ne complicăm cu paleții, zic eu. Și acum să nivelăm un pic. Thank you.
Facem în așa fel încât să urcăm ușor aici sus. Uite așa. Am un pic să ștergem boscheții ăștia de pe aici. Normal aici o să facem drum, da? Ca să putem să coborâm jos, dar hai să vopsim un pic. Asta e piatră, asta e granit. Hai să vedem. Facem un pic de șmacarie. Frumos așa, elegant. Și aici o să facem un drum ușor care să coboare, dar deocamdată rămâne fix așa cum e, n-are rost să mă complic mai mult. Nu? Parcă e altceva acum. Parcă e altceva, zic eu, nu știu. Dacă mă înșel eu, dar eu zic că arată mai bine. Tot așa un pic, să îndreptăm și la drum aici. Uite așa. Să pictăm înapoi aici bucata asta, că așa e frumos. Ia să vedem, tată. Ia uite. Fac frumos. Pe aici putem, bineînțeles, și pe aici să urcăm. Aici nu prea îmi place mie, trebuie să îndrept un pic, să nivelez aici în zona asta. Aici pot să fac o poartă ca să ies. Nu? Zanc. Bun, 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 bun. Aici e bine, văd. Da, aici e foarte bine. Cam asta e. Și aici o să îndreptăm terenul să vină drept până în partea cealaltă. Bun, foarte bine. Da, știu că am stricat iar iarba pe acolo, dar interesul e să fac ce trebuie aici. Așa că o să pictez din nou iarba aceea fără probleme. Nu? Ia uite. Și o vopsire dacă e, a? Să fac acum, oare, drumul?
Nu cred că e necesar acum, dar aș putea să fac chestia asta. Lăsăm asta cu pictatul de drum, vedem că nu știu exact pe unde o să fac poarta. Cred că una o să am aici la teren să ies direct pentru a recolta, una din coace, nu știu exact, o să văd în funcție de... Da, asta e. Am pierdut aici ceva silici din cauza la terra farming-ul meu, dar sper să nu fie o cantitate considerabilă. Important e că avem oarecum totul sub control. Așadar, dragii mei, ne întâlnim, dragii mei, data viitoare. Cam atât a fost în episodul ăsta. Sper că v-a făcut plăcere să mă urmăriți și sper că ați învățat ceva din greșelile mele, pentru că, da, astăzi cu serele am luat țeapă, așa se numește, și cred că așa se va numi și episodul de astăzi, dar nu e problemă, nu e problemă, am pierdut eu mai multe, așa că, da, tot rămân spre bine. Ne întâlnim așadar data viitoare cu ceva mai mult, mai multă atenție. La revedere, numai bine!